Ion Șmecheru s-a stins din viață. A devenit celebru pe YouTube, după ce a apărut în mai multe vloguri alături de Iancu și Culiță Sterp, avea milioane de fani. A avut o soartă grea de mic copil și familia Sterp i-a construit o casă anul trecut și se atașase de bărbat. De ce s-au despărțit Ion Șmecheru și Simona? Ion Șmecheru era fericit că visul său de a avea o casă devenise realitate. În urmă cu un an familia Sterpi a ridicat o mică locuință, cu tot ce avea nevoie în interior. În urmă cu aproximativ trei săptămâni, Iancu Sterp a făcut un vlog alături de Ion Șmecheru, care se mutase în casă. În acest video, tânărul de doar 34 de ani a vorbit și de iubita sa Simona. Cei doi s-au despărțit în urmă cu puțin timp și impresia celebrului Cioban despre femeie nu era una bună. Nu, nu mai trebuie Simona. Să stea acolo. Nu am mai vorbit cu ea. A avut șase bărbați de când a plecat de la mine. Eu aflu de la soră sa că ea stă aici. A zis că a avut șase bărbați. A fost gravidă, dar nu mai e, spunea Ion Șmecheru în ultima sa apariție pe YouTube. Așadar, este posibil ca Simona, fosta iubită a lui Ion Mocan, să nu fie prezentă la înmormântarea acestuia.